Miercuri, 24 februarie, școala gimnazială Oprea Iorgulescu din Câmpul Lung a organizat ziua porților deschise. Cu această ocazie, preșcolarii de la grădinițele din Câmpul Lung au avut posibilitatea să facă cunoștință cu cadrele didactice ce vor prelua din toamnă clasa 0. Cei mici au fost întâmpinați de colegii mai mari de la clasele a 4-a. Într-o atmosferă de prietenie, aceștia le-au oferit un program artistic. Copilăria este floarea și așteaptă să florească. Este micul copilaj și așteaptă să mai crească. Când o să ajungem mai tare, o să regretăm, dacă de copilărie astăzi nu ne bucurăm. Pentru a se acomoda cu instituția de învățământ, preșcolarii au vizitat clasele de studiu specifice pentru prima treaptă în învățământul primar. Și aici, micuții au fost întâmpinați cu cântece și poezii. În acest periplu al lor, preșcolarii au vizitat laboratoarele și sala de sport. Impresia lăsată celor mici de către instituția de învățământ Oprea Iorgulescu a fost una bună. Chiar dacă la început aceștia au fost timizi, pe parcursul vizitei atmosfera s-a destins. Cei mici și părinții acestora au putut să vadă cam cum se desfășoară activitatea în școala noastră, ca în toamnă să vină pregătiți, bucuroși, cu forțe proaspete și energici în anul școlar 2016-2017, în clasa pregătitoare.